Salut! Sunt Mihai. Astăzi am să vă prezint camera Cloud TP-Link NC220. Filmează și pe timp de noapte cu ajutorul funcției Night Vision, oferind vizibilitate la distanțe de până la 5 metri. În plus, detectează sunetul și mișcarea din cameră, trimițând notificări pe mail sau pe TP pentru a fi în permanență la curent cu ceea ce se întâmplă în locuința sau biroul dumneavoastră. Setup-ul durează câteva minute. Primul pas în procesul de setup este conectarea camerei la priză. Odată conectată, un LED roșu se va aprinde în partea frontală. Iar apoi, cu un cablu Ethernet, conectează camera la router, iar un LED verde se va aprinde. Dacă routerul dispune de funcția WPS, conectarea se poate face apăsând acest buton, fără să mai fie necesară utilizarea unui cablu Ethernet. Pentru varianta fără cablu Ethernet, mai întâi apasă butonul WPS de la cameră. LED-ul verde se va aprinde și va pâlpâi intermitent. Și apoi apasă butonul WPS de pe router. În momentul în care LED-ul din partea frontală rămâne verde, înseamnă că NC220 este conectată la router. Următorul pas este înregistrarea camerei în cloud. Fie că folosești un smartphone sau un laptop, ambele vor fi conectate la aceeași rețea cloud ca și camera NC220. Descarcă aplicația TP Camera de pe Google Play sau App Store în funcție dispozitivului care îl folosești. Odată instalată aplicația, apeși butonul Register, urmezi pașii dați pentru a adăuga camera, îți creezi un cont în TP-Link Cloud și apeși Add to Cloud Account. Dacă ai conectat camera NC220 cu un cablu Ethernet, în meniul aplicației îți vor apărea două opțiuni, fie să te conectezi prin wireless, fie prin cablu Ethernet. Alege Activează opțiunea Wirelessly și completează parola. Va fi afișată o poză care specifică faptul că trebuie de conectat cablul Ethernet din NC220 pentru că acesta să poată fi folosit wireless. Dacă instalezi camera de pe laptop, poți accesa pagina de download TP-Link Cloud și descărca wizardul de setup specific sistemului tău de operare. Odată instalat wizardul, urmărește instrucțiunile de pe ecran. Dacă NC220 este conectată prin cablul Ethernet, în meniu îți va apărea opțiunea să te conectezi prin wireless sau prin cablu Ethernet. Selectează opțiunea Wireless, apoi numele rețelei și introdu parola. Ultimul pas, fă-ți cont de TP-Link Cloud, iar la finalizarea instalării apasă Finish. Nu în ultimul rând, camera extinde semnalul wireless cu fiecare cameră nou instalată. Montează camera unde dorești, în cameră, pe birou, pe tavan, pe perete. Acum ești pregătit să vezi live, pe smartphone sau laptop, ce face familia ta sau cel mai bun prieten al tău, să fotografiezi și să înregistrezi.